Vă binecuvântez în numele Domnului toți cei care sunteți cu noi în casa de închinare, cei care veți urmări ulterior înregistrarea aceasta, un timp în care Dumnezeu ne va învăța lucruri care sunt importante privind starea, precum și maturitatea noastră spirituală. Una din țintele Bisericii Speranța din anul 2021 este maturizarea creștinului și suntem la lecțiunea pe care Domnul mi-a pus-o în suflet, în inimă, și vom discuta despre lecțiunea numită maturizarea în vorbire. Foarte important acest subiect, de aceea aș vrea să fiu direct, să vă spun că în această seară nu voi oculi nici măcar un subiect care ar avea o importanță mai mare sau mai mică, ci voi încerca cu ajutorul Domnului să punctez lucrurile care sunt necesare pentru ca noi, ca și oameni în credință, oameni mântuiți, să creștem spiritual, și în domeniul acesta a vorbirii. Am vorbit și despre maturizarea, la ultima lecțiune, maturizarea ca și martora lui Hristos, maturizarea în gândire, altă lecțiune foarte importantă, și ne vom exprima de data aceasta și vom adânci puțin învățătura în ceea ce privește maturizarea în vorbire. Textul pe care l-am ales este din Iacov, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 12, care prezintă și prin anumite exemple acest mădular pe care îl avem noi numit limba. Tot în Matei, capitolul 5, versetul 37, cuvântul Domnului amintește și spune foarte clar despre felul nostru de vorbire. Și în cuvântul Domnului spune: felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Adică ce este da, să spui că este da, ce este nu, să spui că este nu, și să nu faci o separație doar de formă, ci să faci o separație de conținut, să fii foarte atent la vocabular, să știi pe ce direcție mergi. Compromisul în exprimarea unui adevăr, compromisul în negarea unui adevăr, se numește păcat și nu vine de la Domnul. De aceea, mai repet, Matei 5 cu 37, felul vostru, adică al creștinilor, acelor întorși la Domnul, trebuie să fie, adică nu există loc de întors. Am vrut să spun, ți s-a părut ție. Am găsit de multe ori oameni care și-au exprimat cumva neînțelegerea, cam ce ai vrut să spui. Și omul a spus foarte clar, așa este. Sau spune aici da, chiar să fie da, da, pentru că Biblia spune să fie. Adică nu este loc de compromis. Da, da, nu, nu. Veți vedea că în procese de obicei, în tribunale, unde n-am participat niciunul dintre noi, dar oamenii din jur încearcă să spună, jurați chiar pe Biblie, cu toate că Dumnezeu nu ne invite la asemenea lucruri. Cei din societate se uită la Biblie ca la o carte sfântă și o folosesc numai când doresc ei să își exprime cumva adevărul pe care ei l-au. Dar a trăi este una, a vorbi este alta. De aceea Biblia spune că completați ceea ce vorbiți să și trăiți. Să fie o strânsă legătură dependentă între vorbire și trăire, între trăire și vorbire. Altfel, mântuirea noastră este cu semnul întrebării. Vorbirea este o formă vocalizată de comunicare umană și se bazează pe combinarea sintetică lexicală a diferitelor nume de substantive proprii, adjective, adverbe, și de obicei există un vocabular complex, de la 10.000 de cuvinte în sus, fiecare limbă care există pe pământul acesta, în limbile moderne. Fiecare cuvânt este creat din consoane vocale. Toți am învățat ce înseamnă consoanele și ce înseamnă vocalele. Și de obicei, noi oamenii suntem dotați de Dumnezeu cu o capacitate deosebită să înțelegem foarte bine, să învățăm o anumită limbă. De aceea cei care vorbesc cel puțin două limbi se numesc poligloți, adică au capacitatea aceasta să învețe două limbi, trei limbi. Găseam o persoană care știa 12 limbi, dar nu știa așa numai să salute doar, știa să traducă.
12 limbi. Era un om capacitat ca să poată vorbi. Vocabularul lui, mentalul lui, creierul lui avea o doză de cunoștință a vocabularului în cele 12 limbi. Și prea puțin se încurca. Întotdeauna când mergea undeva să traducă, știa să declanșeze mental vocabularul în limba respectivă și să comunice. Vedeți, nu bat la nimeni niciun apropo. Dar când ne-am întors în România după vreo 5 ani de Austria sau 4 ani de Spania, parcă anumite cuvinte îți veneau greu să vorbești în limba română. Spunea 8 în limba română și vreo 2 în germană. Mai erau și alții care, după ce au plecat în Statele Unite la Americii, spunea cineva, după 6 luni când a venit înapoi în țară, că am uitat limba română. Pentru că a crezut că mintea lui, vocabularul lui se schimbă. Ori, de data aceasta vorbim despre limbă, despre vocabular, tonalități, ritmuri de vorbire și, dacă vreți, despre preponderența în care noi vorbim. Între 15.000, maximum 30.000 de cuvinte pe zi. Vreau să vă spun că partea bărbaților vorbește mai puțin. Partea feminină are un vocabular pe zi al cuvintelor cam până la 25.000, 30.000, funcție și de locul de muncă. Gândiți-vă câte cuvinte vorbim pe zi. Este greu să numărăm. Este greu să numărăm, fără să vrei, verbalizezi, comunici. Comunicarea a lăsat-o Dumnezeu prin organul acesta numit limbă să vorbim, să comunicăm cu oamenii, cu familia, dar în special cu Creatorul nostru. De aceea psalmistul David spune, mă bucur când mi se zice, haide-mi la casa Domnului, acolo glasul meu, glasul dumneavoastră, se unește cu a Sfinților și înălțăm laude nu unui om, ci lui Iisus Hristos. Și spun din toată inima, slăvit să fie Domnul. Acum, unii au anumite dificultăți de a vorbi, de a comunica, tulburări care se manifestă de la copii până la oameni maturi, oameni mari. Vorbesc din punct de vedere anatomic. Tulburări care afectează capacitatea de a vorbi, de a dezvolta o frază, o propoziție, un cuvânt. De aceea, acestea sunt anumite tulburări ale ritmului, ale articulării cuvintelor și de aceea anumite boli sunt cauze ale dificultăților de vorbire. De aceea, unele persoane trebuie să identifice de ce copilul sau de ce omul la 35 de ani, 45 de ani, 60 de ani are dificultăți de a mai comunica. Și există știința numită locopedie, în care de obicei este un locoped, un terapeut și lângă el este atașat un terapeut pe sistem nervos și încearcă să analizeze situația copilului, a omului mare, ca să vadă de ce cauză nu poate să vorbească. Și am găsit că sunt anumite boli care, strâns în legătură cu capacitatea aceasta de a vorbi, declanșează lipsa comunicării. Bolile acestea sunt următoarele: apraxia, autismul, bolile pulmonare, cancerul la gură, cancerul la laringe, durerile de cap, demența senilă, migrenele, accidentele vasculare, cerebrale. Când apare la o anumită persoană, pe partea stângă nu mai simte fața, dacă vreți. Pe partea dreaptă, în emisfera cealaltă, nu-și mai simte mâna, nu-și mai poate mișca buzele, nu-și mai poate mișca ploapele. Apoi există polipii pe coardele vocale, scleroza, dacă vreți, laterală și apoi cea multiplă și la final sindromul Down. Sunt boli care declanșează, că vrei, că nu vrei, anumite boli de comunicare.
care la anumite persoane pot să comunice până la anumită vârstă și dintr-o dată doctorii să depisteze la copilul respectiv de 5 ani, de 4 ani, că are o anumită boală și nu mai poate vorbi. Anumite persoane care sunt la 50 de ani, 60 de ani, se declanșează boala în organism și nu mai poate vorbi. Există, de obicei, și-a lăsat-o la final, boala Alzheimer, care se manifestă și omul nu mai poate vorbi, comunica. De aceea am prezentat puțin în fața dumneavoastră boli care declanșează problema comunicării. Și voi prezenta o boală care declanșează acest aparat numit limbă de a comunica cu frații, de a comunica cu familia, dar mai ales de a avea o relație și o comunicare cu Iisus Hristos. Boala aceasta, dincolo de bolile umane, se numește păcat. Când un om întors la Domnul își permite să aibă un vocabular, să-l spun sincer, care n-are nimic de a face cu Biblia, care n-are nimic de a face cu versetul din Matei, da al vostru fie da, nu al vostru fie nu, și în care încalcă flagrant principiile Scripturii, acolo este vorba de păcat. De aceea vom descoperi din cuvântul Domnului și mi-am notat, și dați-mi voie să mi-am scris cu pixul aici câteva lucruri despre tăcere. A vorbi, toți o știm, a tăcea e un lucru mare. Există principiul acesta, mă, dacă tăceai, cum rămâneai? Dacă tăceai măcar un minut și nu vorbeai acolo, erai foarte înțelept. Tăcerea are o vorbă de aur. Unii spuneau și tăcerea este un răspuns. Vreau să vă prezint că în Apocalipsa, capitolul 8, versetul 1, se spune despre tăcere că mielul a rupt pecetea șaptea și s-a făcut în cer, vorbesc de acea entitate, dacă vreți, acel loc unde este prezența divină a lui Dumnezeu. Îngerii, heruvimii, serafimii, spune Biblia, s-a făcut acolo o tăcere de o jumătate de ceas. A muzit, tot s-a tăcut. Se spune, dacă vreți, că Domnul Iisus, în Psalmul 50, versetul 21, dar vă las acasă să citiți versetul 17, 18, 19 și 20. Și vine în Psalmul 50, versetul 21, Dumnezeu și spune, iată ce ai făcut. Și acolo spune un vocabular, un comportament de veste groasă. Și spune, iată ce ai făcut. Și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că sunt ca tine. Adică sunt momente în care Dumnezeu își rezervă dreptul să tacă. Deseori m-am lovit în viața de slujire, în viața de familie, în viața din firmă, din societate și dumneavoastră și ați întrebat de ce Dumnezeu nu intervine? Pentru că Dumnezeu își rezervă dreptul să tacă. Să nu dea răspunsul când îl vrei tu. Să nu intervină când vrei tu. Și aici spune Biblia, eu am tăcut. Dar nu pentru multă vreme. Citiți, vă rog frumos, în continuare versetele. Și Biblia spune despre noi. În Psalmul 39, versetul 9. Stau mut, nu deschid gura, căci tu lucrezi. Când am o relație personală cu Dumnezeu, când nu mai știu unde să alerg, când toate talazurile vin peste mine, un om matur spiritual nu începe să vorbească fără de el. Iov a trecut prin încercare atât de mare și spune Biblia, în toate aceste lucruri, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele. Și totul spune, cine ești tu? Un șop dintre
șoburi spre Dumnezeu. Dumnezeu are dreptul și îți rezervă dreptul și ne transmite nouă și acest lucru important, să știi să taci. Lucruri minunate din Plângere, capitolul 3, versetul 26. Bine este să aștepți în, mai tare, în tăcere. Ce să aștepți? Salarul? Mașina? Casa? Nu! Ajutorul Domnului. Că El vine, oricum vine. Dar așteaptă-L în tăcere. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Ce înseamnă să asculți de planul lui Dumnezeu, să fii matur spiritual, să știi să sigura, să știi să vorbești când trebuie și să ai o comandă precisă la nivelul minții tale. Îi spune Dumnezeu lui Iosua, Iosua, timp de 6 zile, înconjurați cetatea care? Ierihon. Bărbații cu chivotul, trompetele, dar voi să nu vorbiți. Liniște! A fost mașul tăcerii. Gândiți-vă că toți bărbații de război, nu pot să-i spun la număr, dar n-au fost nici 10.000, au fost mulți. Și s-au dus în jurul Ierihonului, ziduri mari. Ăștia stăteau și se uitau la ei, spune că nimeni nu putea intra și ieși din cetate. Ziduri mari, înalte, și cu toată știința de atunci nimeni nu își poate explica nici acum ce s-a întâmplat acolo. Cu știință spun. Și a 7-a zi spune Iosua, vom înconjura cetatea de câte ori? De 7 ori. Și a 7-a oră, când va suna trâmbița, spune Biblia și amintește cuvântul Domnului în Iosua, capitolul 6, versetul 16. Un lucru atât de frumos. Spune Biblia, și când veți auzi, atunci, spune Biblia, zis poporului, și atenție, strigați. Ce spune mai departe după strigați? Fiți foarte atenți la Scriptură, căci Domnul v-a dat cetatea în mână, adică în momentul în care strig biruința, știu că Dumnezeu mișcă zidurile. Vreau să vă întreb, au dat ei cu anumite arme împotriva tunurilor? Au pus anumite proiectile? Doar au înconjurat cetatea, mai repet, în fiecare zi, timp de 6 zile, odată în tăcere, a 7-a zi de 7 ori în tăcere și ultima dată, a 7-a oară, au început să strige. Și ce s-a întâmplat? În momentul acela, zidurile au căzut. De aceea amintește cuvântul Domnului în Plângeri și spune, bine este să aștept în tăcere ajutorul Domnului. Cântăm o cântare, când nu mai poate, când nu mai poate El, nu mai pot eu, nu mai poate ea, poate Iisus. Când crucea este mare, nu murmura, nu fi nemulțumit, nu sta în anumite stări de vorbă cu nu știu cine. Fii atent că Dumnezeu lucrează. Un om matur spiritual știe să-și pună frâu gurii. Am auzit și am citit. Și ați citit și dumneavoastră despre înfrânarea poftelor. A citit despre modul în care din data de astăzi, din cuvântul Domnului, să ne înfrânăm limba. Și vom vedea. Un om matur spiritual, vreau să vă spun că are și face o tranzacție de la maturitate, care este necesară, normală și neegalabilă în valoare. El este într-o tranziție, crescendo. Pentru că citim în cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, un cuvânt atât de frumos. Când eram un copil, mai mare, mai mic, nu știu, până la anumită vârstă, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Și atenție, a trecut starea de copilărie și când m-am făcut o mare, adică m-am maturizat, am lepădat tot ce este copilăresc. De aceea, tineri dragi, copii dragi, frați și surori, maturitatea este ceva normal, necesar și neegalabil în valoare. Și tranziția aceasta sau efortul acesta merită să fie depus
Pentru că trebuie lepădat tot ce este copilăresc. Știți cum se poartă un copil care este copil la 2 ani de zile? Știți? Vorbește, îi spui taci și el mai... Un copil de 7 ani merge în magazin, vrea și aia și spui, mă, taci, începe să strige, să se manifeste. Este copil, nu putem. De multe ori m-am pus în pielea, chiar a copilor mei, când erau mici. Și a spus soției, măi, dar sunt copii, mă, dar ce tot vor atâta? Și îmi trezea atenția și spunea, așa ai fost și tu. La 7 ani, să nu crezi că gândea ca unul de 15 ani. Dar este trist când un om de 25 de ani întors pe calea lui Dumnezeu nu este matur în vorbire. Nu este matur în comunicare. Nu este matur în rugăciune care trebuie exprimată, dacă vreți, cu gura. Nu acum, mă rog, o lună înflăcărat și două luni de zile, dar mi-am să aud de voce. Să fii în permanență la o înălțime înaltă. Ce fac aceștia care sunt maturi în vorbire și intră în procesul acesta de maturizare? Filtrează cuvintele. Matei, capitolul 12, versetul 36. Vă spun că ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti. Frați și surori, este cuvântul Domnului. Omul matur spiritual filtrează cuvintele. Știe că toate cuvintele vor fi aduse în fața lui Dumnezeu, la scaunul alb de judecată și spune, din cuvintele tale vei fi scos, din cuvintele tale vei fi osândit. Din cuvintele tale vei fi judecat. Adică orice cuvânt, orice silabă, orice gest, orice articulație, orice ritm, orice tensiune a cuvântului, orice vibrație a cuvântului, chiar prin cântare, va fi judecat. De aceea, mai bine analizezi de 10 ori ce vorbești. Și vorbești odată și nu vorbești de 20 de ori și analizezi apoi de 100 de ori să rezolvi problema. Și am închis paranteza. A greși în vorbire este accidental, este una. Iar a persista în greșeală, în comunicare, în vorbire, de la diferite lucruri ascunse, de la diferite bârfe, minciuni, lucruri cu 3 înțelesuri, cu 10 înțelesuri și toată gama este largă și o știți care sunt păcatele limbii, este o boală. Iacov, capitolul 3, versetul 2. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Vreau să vă spun că eu personal greșesc în vorbire. Eu personal greșesc în ceea ce comunic, dar îmi recunosc. Nu sunt 100% desăvârșit. Dar la final de zi, mă duc și spun, iartă-mă? Sau la final de conversație am curaj să spun, iartă-mă, îmi recunosc greșeala, îmi recunosc tonalitatea, pentru că spune Biblia, eu mă culc și adorm unde? În pace. Dacă nu vrea cineva să mă ierte, este problema lui. Datoria mea este, dacă am sesizat, automat să spun, îmi cer iertare. Să știi să nu persiști în boala anumită, boala limbii. Să cazi în anumite boli. Și noi am spus că la baza lor stă afecțiunea anumită păcatul. Păcatul nemărturisit aduce boală și aduce durere în suflet. Cât timp nu mi-a mărturisit păcatul, mâna ta apăsa asupra mea și oasele mă dureau și eram plin de gemete. Pentru că boala păcatului apasă și pe trup. Apoi, vorbirea este oglinda inimii. Ești curat sau murdar? Poți să maschezi dacă vrei. Așa să ai un limbaj de ăsta creștin. Frumos. Dar în spate, vorbele tale să fie ca o sabie care numai tau. Atenție mult! Este oglinda sau, dacă vreți, repulsia sau reacția sufletului. Și avem cuvânt din Biblie care spune în Luca, capitolul 6, versetul 45.
Și spune, omul bun scoate lucruri bune din veseria bună a inimii lui. Adică om bun, inimă bună, scoate lucruri bune. Și atenție, omul rău scoate lucruri rele din veseria rea a inimii lui. Adică nu pot să scot bunătate pe gură, dragoste pe bună, pe gură, dacă vreți, blândețe pe gură, o iubire din partea lui Dumnezeu pe gură, dacă în inima mea n-am dragoste, n-am sentimentul acesta al dragostei lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, vocabularul te va da de gol. Nu știu dacă am spus lecțiunea aceasta despre martora lui Iisus Hristos, când despre Petru a spus o slujnică, și vorba ta te dă de gol, că ești unul dintre ei, ești un ucenic al lui Iisus, ești un martor al lui Iisus, n-are rost să te mai ascunzi. La unii, vorba îi dă de gol, că nu sunt. De aceea, tranziția spre maturitate spirituală în vorbire, mai repede, este normală, necesară și neegalabilă în valoare. Haideți să vedem un om matur spiritual, cum își poate și cum trebuie să-și controleze limba, pentru că are foarte mari avantaje și sunt consecințe enorm de bune. Prima, Iacov capitolul 3, și vorbesc de la versetul 2 la versetul 4, este vorba despre direcția și puterea cuvintelor. Mai repet, direcția și puterea cuvintelor. Și haideți să ne uităm puțin la versetul 2 din textul pe care l-am citit până la versetul 4. De pildă, versetul 3. De pildă, dacă punem cailor fârul în gură ca să ne asculte, le cârmuit tot trupul. Și spune, iată și corăbile, cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, Biblia spune în continuare un lucru care pe mulți probabil îi vor șoca. Și atenție mult! Totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmașilor. Vreau să vă spun că de multe ori, în loc să înțelegem valoarea și direcția, cât și puterea cuvintelor, încercăm să trecem și în stânga și în dreapta explicării, în loc să stăm pe centru. Este vorba aici despre acel aparat, dacă vreți, de aici folosește Biblia, pe care îl punem la cai, în gură, prin care strunim. Am avut odată bucuria, dar n-a fost prea multă bucurie, când m-a lăsat unul să conduc niște cai murani mari. Zic, mă, ia tu și condu, hai că te las. Și am zis, dați biciul ăsta. Era așa un, și din făcut din sermă, și avea așa numai un fir acolo pus. Și când de dai în cai, am crezut că zbor. Și nu mai știam cum să mai opresc căruța. El a luat doar frâiele în mână, a făcut o mișcare, n-am înțeles-o, a strigat cumva, că nu vreau să vorbesc aici, și caii s-au potorit. Am avut ocazia să plec cam cel puțin de vreo 10 ori. Din partea Italiei până în Patra, în Grecia, în Igumenița, din Ancona, de exemplu, din Veneția, cam o zi și jumătate, să mă duc și eu cu vaporul, cam de vreo 10 ori. Și deseori când mă trezeam dimineața și mă uitam puțin jos, vedeam cum merg acolo turbinele și se vedeau în spatele vaporului valurile respective și niște bărci cumva în stânga-dreapta se mișcau. La o comandă simplă, tot vaporul lua în stânga, lua în dreapta și era viteză. Ce să mai spun de când ajungeam în port, nu știu cum manevrau, ce făceau, așa frumos mi-l alinea vaporul la imens, unde intrau zeci și sute de mașini, tiruri. Mai eram și pe pasageri. Și mă gândeam, noi cu mașina noastră, de-abia mai parcăm prin parcări. Și mai coborâm pe urmă, du-te în spate, mă ajută-mă!
Mai merge în stânga, oprește-te! Și ăsta cu un vapor mare, imens, atât de frumos, trăgea frumos, arunca frânghia respectivă, ancora și stătea vaporul. Închipuiți-vă ce putere are limba. Și Biblia spune aici despre acest hâț, dacă vreți, sau frâul la cai care se pune în gura cailor. Trebuie să acționeze cu anumite forțe contrare, cineva să-l strunească. Tot așa, vreau să vă spun că în noi avem puterea Duhului Sfânt și locuim în trupul acesta de carne, în firea pământească. Și vreau să vă spun că, conform textului din Galateni, capitolul 5, între firea pământească și Duh, vreau să vă spun, fraților, că este o luptă permanentă. Firea pământească vrea să vorbești mult, rău, greșit. Duhul Sfânt spune, oprește-te! Și este indicat să facem, cum spuneam, orice gând, să facem rob ascultării de Hristos. Se vorbește despre coordonarea cailor. Este nevoie de o mână puternică. Eu nu pot cu mâna mea să-mi stăpânesc limba, dar știu o putere care poate mișca, stăpâni limba. Și aceasta este una singură, puterea Duhului Sfânt. Și spun din toată inima, Domnul să ne umple de puterea Duhului Sfânt. Amin! Vorbim despre direcție. Vedeți, caii se duc într-o anumită direcție. Cel care strunește caii, dă și direcția. Trage în dreapta, caii se duc în dreapta. Este nevoie de direcția cuvintelor. Atenție, unde și în ce direcție vorbim? Nu vorbi pentru persoana a opta, la persoana a întâia, a doua, a treia și faci telefonul fără fir. Ați înțeles ideea? Fii direct. Mustră cu toată blândețea. Spune adevărul cu toată dragostea. Ajută-l pe omul căzut să se ridice direct. De aceea, puterea cuvintelor, direcția cuvintelor este atât de mare. Apoi, zidire sau dărâmare? Zidire sau dărâmare? Un om matur spiritual zidește. Un om care nu este matur spiritual, dărâmă. Versetul 5 până la versetul 8. Tot așa și limba este un pădular care se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde? Și vă las să citiți. O scânteie aprinde o pădure. Dacă vreau să amintesc, nu prea îmi plac multe exemple să dau din afară, dar îmi permit un singur exemplu care este real. În anul 1879, în Chicago, pe 8 octombrie, în ambarul unei persoane, s-a stârnit o scânteie la ora 18:25 până la 30, care a provocat un incendiu în care 100.000 de oameni au fost lăsate fără case. 17.500 de clădiri au fost distruse și 300 de oameni au murit de la o scânteie. Gândiți-vă că nu de mult în Orientul Mijlociu, și nu vreau să indic prea mult, când a explodat acolo în baza respectivă anumite substanțe chimice de s-a zguduit tot orașul. Tot așa, cuvintele tale pot porni focuri. Sunt ca și puful din perne. Ai luat o pernă și tu te-ai jucat așa, cu cuțitul. Ai tăiat puțin și ai făcut un balans frumos la perină. Și ai văzut că puful zboară. Na, dacă vine și un vânt. Eu stau în Kleinmünchen. Dumneata stai în, dau un exemplu, în Ebersberg sau în Martrenk. Și puful acela din perne se duce. Îl mai putem noi prinde? Nici când. Cuvintele pot avea o prezență ca unui foc care poate aprinde focuri, poate aprinde o casă. Vorbesc metaforic. De aceea,
Cuvântul Domnului în Psalmul 39, versetul 1 spune: ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii mele. Frați și surori, focul nu numai că arde, fumul distruge. Cuvintele sunt asemănate cu un foc și acolo unde este foc, este și fum. Și am văzut nu de multe ori, mai ales în România, în localitatea numită București, că radiația a fost atât de mare că au trecut limita de 5 ori, 6 ori. De ce? Că unii și-au permis ca anumite cauciucuri să le ardă pe un câmp așa. Unii au fost inhalați și au inhalat fum și abia mai puteau respira. Focul cuvântului nu numai că arde și aprinde și aduce discuții inutile. Respirația sufletului, dacă vreți, vorbesc metaforic, o stinge. Apoi vorbim despre faptul că focul, odată aprins, poate aduce boli. Nu de multe ori am văzut personal cu ochii mei și ați văzut și dumneavoastră personal când ați mers la spital, măcar la o rudă de gradul 1 sau 2 care a fost în spital, băgată într-un tub special, la arș. Când corpul era ars peste 30%, am mers la un, n-am să uit niciodată. Veneam dintr-o tabără și am venit mai repede. Și un grup de tineri în tabăra respectivă au stat în gară. N-au ascultat nici de părinți, n-au ascultat nici de educatori, au luat viața în piept și au spus: ne jucăm până vine trenul. Și au început să urce de pe linia întâi, pe linia a doua, să treacă printr-un vagon și să se urce pe un tren, fără să știe că deasupra trenului erau fire de înaltă tensiune, 22.000 de volți. Și a fost aruncat printr-un arc electric la câțiva metri distanță și la câteva zile, n-am să uit niciodată, tânăr din Marghita, am fost să-l vizitez la spitalul de Arș din Timișoara. A murit. Arsurile sunt groaznice. De aceea, atenție mult la ce vorbim. Produce efecte atât de mari, dar în același timp, un cuvânt de mângâiare, un cuvânt de zidire, un cuvânt de ridicare, un cuvânt de îmbărbătare poate aduce zidirea unei familii, zidirea unui om care este căzut. Atunci când se cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, când a mers omul respectiv și a întins mâna, spune că l-a bandajat, i-a legat rănile, i-a pus alifie, dacă vreți, dezinfectat, l-a pus pe asin și a spus: acum mergem la Han, eu plătesc pentru tine. Asta înseamnă dragoste, fraților. După ce este cineva căzut, indiferent cine ești, în loc să vorbești cu Duhul blândeții, spui ceea ce nu trebuie. Ai o vorbă sănătoasă. Vorba ta poate să dea viață și vorba ta poate să îl îngrope pe altul mai mult. De aceea, ultima parte a focului, și închei partea asta, focul se răspândește. Când începe un cuvânt nespus de greu, ne la locul lui, necreștinesc, neadevărat, numită bârfă, minciună, clevetire, nu știu, și intră așa, se declanșează, ca telefonul fără fir. Eram copil și unul dintre jocurile noastre era țară, țară de mostaș, sau țări, continente, râuri. Era telefonul fără fiu, moare, lucruri copilărești. Și îi spunea un cuvânt. Și al 15-lea îl spunea total diferit. Spunea în natură și în spate era beton. Am participat pe timpul regimului comunist și în agricultură, în vacanță, la colectiv. Și știu că primeam 30 de lei pe zi. Și una dintre muncile la care eram dus, pentru că ne spuneau părinții, dacă stați la bunici și dacă câștigați, vă cumpărați o bicicletă Tohan sau mai era pe bicicleta numită Pegas. Și de-abia așteptam să adun măcar 1500, că știam că e cu 2000 și tatăl meu se mai îngriji și
În septembrie am și o bicicletă și munceam și așa cum puteam. La 10 ani, 9 ani, nu eram cel mai adic. Prin natură. Alții făceau de două ori mai mult, dar eram acolo. Și mai ales că era cineva din biserica bunicii peste noi. Mă, Marius, cât poți tu acolo să fii, că te pontăm, te ajutăm? De-aia e numai înainte. Și una dintre munci era să aprindem paie. După ce combinele au secerat. Luam un furcoi și dădeam drumul la cribit. Și luam de aici, îl puneam pe a doua, pe a treia și venea un vânt. Credeți-mă, nici nu mai puteam să apuc să fiu la capăt. Că deja focul era în fața mea. Și trebuia oprit, întors înapoi. Când dai drumul unui cuvânt, ăsta aprinde, se duce, se răspândește, nu-l poți opri când vrei tu. Poți să bandajezi, poți să mai reglezi, dar răul s-a întâmplat. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă să fim atenți la controlul limbii, să fim maturi, să fim atenți la avantajele, mai ales la consecințele care sunt atât de bune, dar în același timp pot să fie atât de rele. Vreau să vă amintesc de faptul că pe lângă ceea ce am amintit, dezidire sau dărâmare, limba este un izvor de bucurie, respectiv un izvor de necaz. Versetul 9 până la 12, cu ea binecuvântăm și spune, cu ea putem blestema. Adică putem vorbi de bine sau putem vorbi de rău. Domnul Iisus ne-a învățat, toți pocăiții, toți copiii lui Dumnezeu, toți oamenii de pe planetă, 8 miliarde, sunt învățați de cuvântul lui Dumnezeu să-L binecuvânteze pe Dumnezeu. Doar omul spune, nu mă interesează, nu-mi pasă, nu vreau să am de-a face cu Dumnezeu. De aceea spune Dumnezeu, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Mă apropiu de final, spunându-vă că este vorba despre un izvor și despre un smochin. Prezența apei totdeauna a fost o binecuvântare pentru toate localitățile. De obicei, în vechime, vreau să vă spun că orașele mari, de exemplu Viena, da? Roma, Londra, dacă vreți, Washington, Budapesta, toate orașele mari s-au cam canalizat în jurul unei ape mari. Veți vedea că apa este atât de bună și are avantaje atât de mari, de la apa potabilă, pentru a transporta ceva pe ea, pentru a rezolva anumite necesități, chiar și a pescui. Dar totodată, când începe apa să crească, știu că în Oradea există o clădire și spune că în anul 1800, nu vreau să greșesc, apa din Crișul s-a ridicat până aici. Așa de mare a fost. La o clădire. Înseamnă că a cuprins o parte mare din Oradea. Gândiți-vă că printr-un cuvânt nefolositor poți să aduci peste o familie, peste o comunitate, rușine. Prin cuvinte. Dar mai ales prin cuvinte poți să aduci peste țară, peste comunitate, peste familia ta, binecuvântarea Domnului. De aceea Dumnezeu spune, alege cui vrei să slujești. Pune înaintea ta binecuvântarea și blestemul. Pune înaintea ta binele și rău. În ce direcție vrei cu limba ta să mergi? Ce vrei să aduci în jurul tău? Un om matur spiritual va aduce întotdeauna bucurie. Nu vreau să dau nume. Dar sunt aici între noi multe, multe persoane. Atunci când noi am trecut prin necazuri și când veneam de la spital și spuneam unui prieten care este aici în biserică, ajungeam acasă după 2 ore de spital și era fiul nostru aproape 6 luni la terapie intensivă. Stăteam acasă, în fața casei și plângeam. Copiii stăteau în casă. N-avea voie să vadă în vorba mea durerea. N-avea voie să vadă în emoțiile mele durerea. Îmi ștergeam lacrimile,
Mergeam în casă și luam o față de om care se încrede în Domnul, îmi ceream iertare Domnului, mă rugam ca să aduc copiilor nu teama, ci faptul că Dumnezeu și astăzi poate să lucreze. Pe lângă faptul că copilul nostru a trecut prin ceea ce a trecut, doctorii au spus că nu va vorbi niciodată. Și spuneam soției săptămâna aceasta, abia aștept să aud pe copilul nostru când va spune o propoziție întreagă. Tată, te iubesc din toată inima. Aștept ziua aceea. Vorbește. Dar vorbește mai greu. Dar Dumnezeu a promis că El este în control și va duce izbăvire. Gândește-te că cuvintele tale sunt cuvinte care pot dărâma. Sau cuvintele tale sunt cuvinte care pot ridica.